Bună seara și bine v-am regăsit la ediția 134 pentru cei care au mai rămas cu noi pentru prezentarea. Bună seara, Denisa, bine de el. Pentru cei care au mai rămas pentru ultima prezentare, o prezentare despre content în Search Engine Optimization, o prezentare despre analytics pe lângă content. Unde este Mihai? La țigară. Nu, chiar nu fumează. Te-am zis că te-ai dus cu alții la țigară. Am înțeles. Bun, perfect. O să spun așa. Mihai, specialist SEO, fondator al agenției Vertify. 7 ani, peste 7 ani în domeniul serviciilor SEO. Este specializat în campanii de content marketing și audituri și analize tehnice. Din 2014 acoperă partea de SEO în Hot Seat, un proiect dedicat construirii de strategii integrate pentru branduri în mediul online. Ok, hai. Să șterg partea asta? Să știi că ai de-a fără. Dar nu așa ar trebui să iei. E importantă prezentarea. Okay, salut tuturor! Un mic avertisment, prezentarea va fi în limba engleză, am avut doar câteva ore la dispoziție. O să vorbești în limba engleză? Nu. Prezentarea slide-urile sunt în limba engleză. Puțin timp la dispoziție, mi-e mai ușor să scriu în limba engleză. Nu știu dacă folosiți și voi Google Analytics în limba engleză sau Windows în limba engleză, poate înțelegeți. Ok, am să intru direct, am ceva mai multe slide decât mă așteptam și sper să nu vă țin prea mult. Vom vorbi azi despre cam cum ar trebui să măsurăm campaniile de SEO și asta e probabil una din principalele întrebări pe care își pun în general business-urile. Dar înainte de a vorbi despre cum anume măsurăm o campanie de SEO, ar trebui să ne intereseze în primul rând ce anume măsurăm și să ne dăm seama la ce anume ar trebui să ne uităm când vorbim de campaniile SEO. Aici este un mic studiu făcut chiar anul acesta, un studiu pe cam 350 de small business-uri și în acest studiu se întreba ce anume urmăriți când vine vorba de campaniile SEO. Și după cum vedem, cam peste 50% din respondenți au ales traficul din motoarele de căutare și avem împărțit în cei care își angajează o persoană in-house sau un departament in-house pentru partea de SEO sau cei care își angajează și, mă rog, fac outsourcing la o agenție. Și vedem că, în general, scorurile sunt cam la fel. Deci, pe primul loc ar fi traficul din motoarele de căutare, pe al doilea loc ar fi lead-urile și conversiile, sales, marketing. Și pe locul 3 ar fi cuvintele cheie și rank-urile respective. Mai avem și o mică parte acolo, not sure, și ceea ce este interesant pentru cei care își angajează un departament, o persoană sau un departament SEO in-house, 20% de ei nici măcar nu măsoară cum merg campaniile SEO, ceea ce e destul de interesant. Până la urmă, SEO, vorbim de un canal de marketing, cum poți să faci să investești într-un canal de marketing fără să măsori nimic. Deci, avem cele trei metrici importante. Traficul din motoare de căutare, cuvinte cheie și ranking, și leads și conversions. Care este legătura dintre ele? Destul de simplă. Scopul unui specialist SEO este să crească un site în vizibilitatea motorilor de căutare, ceea ce înseamnă un ranking mai bun pe anumite cuvinte cheie. Cuvintele cheie respective aduc mai mult trafic organic pe site. Traficul organic rezultă în mai multe conversii. Ok, și atunci, un business, ce anume ar trebui să măsoare din cele trei metrici? Părerea mea, că cel puțin din punct de vedere al business-ului, cel mai important ar fi conversiile. Lead-uri, vânzări și așa mai departe. Și asta cred că e valabil pentru majoritatea canalelor, dacă nu toate canalele de marketing. Pe locul 2 ar fi traficul, care vine din Google, dacă vorbim de România, de motoarele de căutare. Și pe ultimul loc ar fi cuvintele cheie și rankingul lor. Ok, deci ar trebui să ne uităm mai mult la trafic și la conversii față de cuvintele cheie și rankingul lor? Păi, este destul de simplu, conversiile de obicei rezultă în venituri și implicit profituri. Și veniturile, cu ajutorul lor, putem să calculăm un ROI, să ne dăm seama dacă campaniile SEO au succes, ar mai trebui să investim în ele sau nu. Însă, cum am văzut mai devreme, majoritatea business-ului aleg să se uite mai mult pe traficul organic și nu la fel de mult pe partea de conversii.
Și asta este valabil și în cazul agențiilor de SEO. Majoritatea agențiilor de SEO raportează în primul și primul rând traficul organic. Și de ce oare? Când vine vorba de marketing, cred că specialiștii SEO au cea mai mică indicare față de specialiștii de pe alte canale de marketing când vine vorba de conversion rate optimization. În general, un specialist SEO nu-ți va da sfaturi despre ce culoare ar trebui să aibă un buton, nu-ți va da sfaturi despre ce culoare sau ce font ar trebui să folosești pentru headline, dacă să fie aliniat în stânga sau în dreapta și așa mai departe. Specialiștii SEO, în general, se axează să aducă cât mai mult trafic pe site, trafic organic. Un alt motiv ar fi pentru că lead-urile, în general, care vin din canalul respectiv, nu pot fi întotdeauna măsurate, cel puțin nu 100%. Dacă în PPC, în Google AdWords, avem opțiunea să schimbăm numărul de telefon de pe site, astfel încât să măsurăm cei care au dat click pe un ad și sună pe numărul de telefon respectiv, să putem să măsurăm acea conversie, de exemplu, în SEO nu avem această opțiune. Și atunci nu putem să facem diferența între conversiile, mă rog, apelurile pe telefon care ne-au venit din traficul direct, față de traficul din social, față de traficul din SEO și așa mai departe. Un alt motiv, și asta se întâmplă în general la nișele unde numărul de conversii pe lună este destul de mic, dar valoarea conversiei este destul de mare, cum ar fi nișele de luxury, sau în cazul în care avem un trafic destul de low și o rată de conversie mică, acestea două rezultă în faptul că avem un sample destul de mic. Și atunci, de la lună la lună, dacă ne uităm, dacă avem gen o conversie sau două conversii pe lună, și atunci încercăm să măsurăm dacă campania SEO a avut succes de la lună la lună, s-ar putea să avem a doua lună valori între 0 și 3, poate. Deci să fie la fel sau să fie cu 50% mai mult, când traficul poate a crescut doar cu 10% sau 20%. Și atunci, o metric mai important ar fi traficul, ca să ne dăm seama dacă campania SEO funcționează sau nu. Și în ultimul rând, cel puțin la începutul unei campanii de SEO, în general, traficul care îl obținem ca rezultat al acestor campanii nu convertește la fel de bine. Pentru că, în general, la început ne axăm pe conținut, conținut informațional, iar userii care ajung pe site din campaniile SEO vin pe cuvinte cheie mai informaționale, cuvinte cheie care tind să nu convertească la fel de bine. Cel puțin nu acum, nu în aceeași sesiune. Ok, am înțeles. Trebuie să ne axăm mai mult pe trafic, dar de ce nu ne axăm totuși și pe partea de cuvinte cheie și ranking-uri? Să vedem problemele care le avem și aici. În primul și în primul rând, majoritatea traficului care vine, cel puțin prin canalul de trafic organic, vine prin cuvinte de cheie long tail. Și multe business-uri nu-și dau seama de acest factor. Și aici am un studiu făcut de cei de la Moz, care arată cam procentul de trafic care vine din cuvintele cheie principale față de cuvintele de cheie long tail. O mică întrebare, cineva nu știe ce înseamnă cuvinte cheie long tail sau trafic long tail? Explică, da. Ah, deci, ok. În general, cuvintele cheie long tail se referă la cuvinte cheie care au mai multe cuvinte. De exemplu, căutăm cele mai frumoase rochii de Revelion. Sau rochii de Revelion roșii cu fundiță albă. Adică nu ne referim numai la rochii de Revelion, care ar fi unul din termenii de top, ca să zic așa. Cuvinte cheie principale. Și, cum ziceam, majoritatea traficului, uneori chiar în proporții de peste 90%, vine din cuvinte cheie long tail. Cuvinte cheie care nu întotdeauna le putem, au un volum destul de mic, nu le vom găsi, de exemplu, în Google AdWords, însă ca număr ele sunt foarte multe, mai ales în ziua de azi, unde userii, în general, nu mai caută cuvinte cheie prea generice. Încearcă cât mai mult să facă o căutare cât mai specifică. Și atunci vorbim de cuvintele cheie long tail. Tot legat de acest punct, având de vedere nu numai faptul că cuvintele cheie long tail sunt foarte multe, chiar dacă le-am avea pe toate, tot ar fi imposibil să le monitorizăm. Deci anume, acesta este un quote de la unul din lead designerii pentru motorul de căutare Google, unde undeva din 2013, unde ziceau că în fiecare zi, 15% din query-urile, cuvintele cheie puse în bara de search în Google, n-au mai existat niciodată. Și când vorbim de 15%, cred că vorbim, dacă ne raportăm la 2013, undeva în jur de 500 de miliarde de căutări. Care nu au mai fost, 500 de milioane, cred că ar fi mai corect. 3,5 miliarde, cam așa.
Deci, undeva la 500 de milioane de căutări nu au mai fost căutate niciodată până atunci. Și atunci, cum am putea să monitorizăm noi ceva care în fiecare zi este nou? Sau cel puțin 15% este nou. Încă un motiv pentru care nu ar trebui să ne axăm în, cel puțin nu în primul rând pe cuvinte cheie, este că acestea nu întotdeauna reflectă intenția unui utilizator. De exemplu, pentru, nu știu, cuvintele cheie generale, cum ar fi rochii de Revelion. Cine caută rochii de Revelion nu întotdeauna va vrea să cumpere o rochie de Revelion. Poate va vrea să vadă ce modele sunt potrivite pentru seara de Revelion. Și atunci sunt cuvinte cheie care nu convertesc la fel de bine. Și atunci monitorizarea acestor cuvinte cheie nu reflectă neapărat numărul de conversii sau creșterea numărului de conversii pe care ne așteptăm din partea unei campanii SEO. Ok, și în ultimul rând, față de campaniile PPC, într-o campanie SEO nu ne mai axăm pe un număr fix de cuvinte cheie. De exemplu, acum, nu știu, 5-6 ani de zile, o agenție SEO ne putea oferi un pachet pentru 3 cuvinte cheie, un pachet pentru 5 cuvinte cheie și așa mai departe. Acest lucru nu mai este valabil, în primul rând pentru că pentru a respecta guideline-urile oferite de Google, cel puțin pentru tacticile pe care le folosim când vine vorba de campanii SEO, Google este interesat să rancheze site-uri care aduc un plus valoare utilizatorilor. Și atunci, deși noi ne uităm la anumite cuvinte cheie să ne dăm seama, ok, avem pagini care targetează cuvintele respective, site-ul este optimizat pentru cuvintele respective, nu putem să mergem pe un anumit cuvânt în sine, să zicem, ok, luna asta mergem doar pe cuvântul X, luna următoare mergem pe cuvântul Y. Cel puțin nu prin tactici care ar fi, cum am zis aici, care ar respecta guideline-urile Google. Iar dacă folosim tactici care nu respectă guideline-urile Google, riscăm să fim penalizați și atunci, desigur, nu e un lucru bun. Bun. Asta nu înseamnă că nu ar trebui totuși să ne uităm la cuvintele cheie. Nu ar trebui să ne uităm ca prim metric, însă cuvintele cheie tot ne pot ajuta. Cum ne pot ajuta? În primul rând, dacă avem schimbări de trafic. Cuvintele cheie sunt importante pentru că dacă ne-a scăzut traficul, nu înseamnă neapărat că am scăzut în poziții sau că campania SEO nu a avut succes. Poate să fie vorba de sezonalitate. Și noi dacă avem site-ul lansat de, nu știu, 6-7 luni de zile, nu știm cum a fost traficul anul trecut, să ne dăm seama, ok, ne așteptăm să scadă, pentru că volumul de căutări este mai mic. Pot să fie schimbări sau update-uri ale Google-ului în sine, ale Google Search-ului. De exemplu, de câteva luni de zile, în cel puțin în Statele Unite, unul din rezultatele de pe prima pagină pentru multe căutări este rezultat din Twitter. Și astfel, poziția 2 sau poziția 3 a fost ocupată de un rezultat din Twitter. Însă, eu ca poziție nu m-am schimbat. Eu dacă eram pe poziția 5, am rămas teoretic pe poziția 5. Însă traficul mi-a scăzut, pentru că vizibilitatea e mai mică, pentru că am fost împins mai jos de acel rezultat din Twitter. Din nou, nu înseamnă că o campanie n-a avut succes. Și de aceea, monitorizarea unor cuvinte cheie totuși nu este de folos pentru acest scop. Un alt avantaj în a monitoriza cuvintele cheie este separarea traficului organic branded față de cel non-branded. Adică când în căutarea respectivă se află și numele brandului nostru sau nu. Mai ales pentru business-urile medii și mari, este un lucru destul de important pentru că au deja un trafic destul de mare și la fel, rata de conversie pentru traficul branded poate fi și este de obicei mult mai mare față de cea pe partea non-branded. Și un al treilea lucru cu care ne poate ajuta monitorizarea de cuvinte cheie este tocmai să determinăm anumite oportunități unde am putea să optimizăm. Poate vrem să apărăm pe rochii de Revelion, dar noi nu avem nicio pagină în site pentru rochii de Revelion. Atunci cum ar putea Google să-și dea seama că noi suntem relevant pentru acel cuvânt cheie? Și atunci putem să vedem. Ok, nu avem un landing page, hai să-l creăm. Nu avem un titlu sau o descriere sau conținut adecvat pentru cuvântul cheie respectiv. Și atunci am ști să creăm acel conținut sau acel titlu și descriere. Bun. Am înțeles cam ce ar trebui să măsurăm. Cum anume măsurăm metricele respective? Ok, revin la metrici, la ranking-ul, trafic și conversii. Și hai să începem cu, cum ziceam, pentru business-ul cel puțin ce ar fi cel mai interesant și cel mai important de urmărit, partea de conversii.
La partea de conversii ne axăm ca pe majoritatea canalelor de marketing pe Google Analytics. Iar în Google Analytics avem mai multe metode de a vedea cum anume sunt influențate conversiile în canalul de trafic organic. De exemplu, aici putem să ne uităm la o trafic la canale și putem să vedem separat canalul organic search și acolo să vedem numărul de conversii, rata de conversii, revenue și să comparăm de la lună la lună. De asemenea, avem același canal și la conversiile asistate, unde putem să vedem diferențe și cum anume, ce influență a avut campania SEO. De asemenea, pentru alte vizualizări în Google Analytics, putem să creăm anumite segmente. De exemplu, segmentul de organic traffic este deja adăugat și putem să-l activăm și orice, orice view din Google Analytics va lua în calcul acest segment și ne va filtra doar traficul organic. De asemenea, putem să creăm segmentele noastre. Putem să, de exemplu, acolo am creat două segmente, unul pentru traficul organic care vine pe desktop și un trafic unde userii erau pe mobil. Ceea ce este un exemplu de view-ul de sales performance, unde am aplicat segmentul de trafic organic și putem să vedem exact ce anume influență de la zi la zi a avut, sau de la lună la lună a avut campania respectivă. Ok, am trecut de conversion, mergem la trafic. Aici, din nou, segmentele de trafic organic sunt foarte importante. Putem să vedem și să segmentăm în funcție de device, să vedem unde ne-a venit mai... Întrebări după sau... Zi. Cum vrei tu? Nu știu pe timp... Hai, e ok? Am văzut că ai trecut de conversion și de-aia am venit că aveam o întrebare aici. Traficul din organic pe diferite cuvinte cheie convertește diferit. Știu că acum ceva timp se putea monitoriza conversia pe diferite cuvinte cheie. Ajungi acolo. Putem să... deci n-ai trecut de... Nu. Nu, chiar. Ajunge acolo, imediat. Ok, deci aici avem traficul în funcție de device. Putem să mai monitorizăm și traficul în funcție de țară sau, din nou, orice view care l-avem la dispoziție. Și un interes important pentru majoritatea este traficul organic și în funcție de landing page, unde putem să vedem care sunt landing page-urile care sunt cele mai vizitate când vine vorba de campania de SEO. Bun. Care este problema cu Google Analytics? Este că nu ne poate oferi informații mai departe. Când vine vorba de cuvinte cheie și de ranking-uri, nu mai avem informații prin Google Analytics. Deoarece, dacă încercăm, de exemplu, să ne uităm... ok, 5 minute. Dacă încercăm să ne uităm la ce cuvinte cheie ne-au adus trafic sau ne-au adus conversie și așa mai departe pe un landing page sau pe total din canalul de trafic organic, vom vedea mare scris not provided, care ține 95% din numărul de vizite. Și aici este o problemă destul de mare. 95% înseamnă că nu putem avea multe informații relevante despre cuvintele cheie. Câți dintre voi nu sunteți familiar cu partea de not provided și ce înseamnă not provided? Nice one. Ok. Not provided a fost o intenție a Google-ului să protejeze userii și să ofere cât mai mult privacy, cel puțin pentru început, când a fost implementat inițial undeva în 2011, pentru partea de organic search. Astfel că un user care era logat în contul său de Google și făcea o căutare, dădea click pe un rezultat și ajungea pe site, cuvântul cheie respectiv nu era logat în Google Analytics și atunci era not provided. Undeva la câteva luni ajunsese deja pe la 25-30% și peste cam 2 ani de zile, undeva în 2013, Google a hotărât să aplice aceeași strategie și pentru toate căutările, indiferent dacă userul era logat sau nu în contul său de Google. Și atunci drastic a crescut procentul de cuvinte cheie care erau marcate ca not provided, de undeva la 40% până, cum ați văzut mai devreme, acum majoritatea cazurilor avem undeva între 90% și 100% not provided. Și deci atunci Google Analytics nu ne poate ajuta prea mult pe partea de cuvinte cheie. Ok, ce facem atunci? Cum am zis, sunt niște avantaje în a monitoriza cuvintele cheie. Ce opțiuni avem la dispoziție?
Google mai are un tool, nu toate business-urile sunt familiare, la fel cum sunt familiare cu Google Analytics, și acest tool se cheamă Search Console. Până acum, cam un an de zile, se chema Webmaster Tools, poate ați auzit de el în formula asta. Iar în toolul respectiv, una din secțiuni are numele de Search Analytics și acolo putem găsi multe din informațiile pe care Google Analytics ni le ascunde. Bun, și deci cum ziceam, tool-ul ne ajută foarte mult pe partea de cuvinte cheie, pe partea de ranking-uri, dar ne poate da informații și asupra traficului. Ce informații găsim în Search Console și în Search Analytics în PG? Găsim numărul de click-uri pe care userii îi dau pe rezultate care sunt afișate și care țin de site-ul nostru în Google, numărul de impresii, adică de câte ori a fost afișat o pagină noastră când un user a făcut o căutare, de exemplu dacă noi apărăm pe pagina întâi pentru un anumit cuvânt cheie și userul face o căutare pentru cuvântul cheie respectiv, este o impresie. Dacă sute pe pagina 2, iar userul nu dă next pe pagina 2, nu se calculează acea impresie și așa mai departe. E oarecum similar ad-urilor. CTR-ul, click supra impressions și average position, care este o medie a pozițiilor cuvintelor cheie pe care noi apărăm în Google. Cam așa arată partea de Search Analytics cu cele patru metrici despre care am vorbit. Partea de clicks, impressions, CTR și positions comparate, putem să le comparăm de săptămână săptămână, lună la lună și așa mai departe. O mică problemă este că noi avem date în Search Console întotdeauna maxim 90 de zile înainte de astăzi. Deci până acum, de acum 3 luni înainte. Și întotdeauna data respectivă se mișcă o dată cu zilele. Și deci întotdeauna avem maxim 90 de zile la dispoziție datele. Bun. Ceea ce mai avem în Search Analytics, avem Dimensions. Oarecum similare cu Google Analytics. Și acolo avem cuvintele cheie. Avem landing page-urile pe care ajunge lumea când dă click pe un rezultat. Avem țări și avem devices similar cu Google Analytics. Aici, de exemplu, puteți vedea sus cele patru dimensions și aici selectate queries, unde putem să vedem cuvintele cheie pe care în perioada respectivă am fost afișat și am primit click-uri din Google. Mai avem și niște opțiuni de filtre, putem filtra după oricare din dimensions, putem filtra după search type, dacă am apărut pe image search, pe video search sau pe web search și, desigur, putem filtra după dată. Un exemplu de filtre aplicate pentru o anumită țară, un anumit device și așa mai departe. Însă sunt și niște probleme aici. Care ar fi problemele? Nu toate cuvintele cheie sunt disponibile. Deși avem un număr mare de cuvinte cheie, mult mai mare decât cei 5% care avem disponibile în Google Analytics, nu avem totuși 100%. De obicei e undeva între 50% și 75%, ca să zic o medie. Și asta pentru că Google în continuare vrea să protejeze cât mai mult userii și atunci cuvintele cheie care au un volum foarte mic de căutări, cum sunt acele cuvinte long tail de care ziceam și care sunt într-un număr destul de mare, nu vor fi afișate. Tocmai pentru că a fost un singur user care a făcut căutarea respectivă și atunci ar fi date prea personalizate, ca să zic așa. O altă problemă este average position care este afișat. De exemplu, dacă eu în luna asta am creat un landing page nou, Rocky de Rebellion, am făcut o categorie, s-ar putea că Google o să nu mai afișeze din start pe prima pagină. Eu luna trecută am avut un average position de 5. Dar cu pagina de Rocky de Rebellion am apărut, pentru că am creat-o abia acum, am apărut undeva pe poziția 10. Atunci average position-ul meu va fi mai mic. Deși nu indică că am avut o problemă cu campania SEO. O altă problemă. Ranking-urile care sunt afișate în Search Analytics sunt bazate pe ce văd userii. Nu este un view obiectiv. Dacă eu sunt în București și fac o căutare și altcineva este în Iași și face o căutare pentru același cuvânt cheie, voi vedea probabil rezultate și poziții diferite. La fel, dacă sunt logat în contul meu de Google și, mă rog, mulți dacă sunt pe mobil și așa mai departe. Și atunci este făcută o medie din ce văd userii ca poziții. Și una din problemele importante, dacă aveam un Google Analytics, aveam informații legate de conversions, de engagement și așa mai departe, aici nu mai avem. Aici mai avem doar din punctul de vedere al Google-ului
și ce vede Google-ul că fac userii folosind motorul lor de căutare. Mai departe, nu. Și atunci, ce trebuie să facem e să le combinăm. Cum le combinăm? Într-un mod cât mai simplu, după landing pages. Având în vedere că avem landing pages în Google Analytics și avem landing pages în Search Console, în Search Analytics, putem să facem, pur și simplu, pentru o perioadă, nu știu, am ales luna noiembrie, facem un export folosind segmentul de organic traffic de landing page-uri și atunci am toate landing page-urile cu toate informațiile respective, numărul sesiuni, users, bounce rate, transaction și așa mai departe. Același lucru pot să mă duc să fac și în Search Analytics. Pot să mă duc să filtrez, de exemplu, după prima pagină, aceeași dată, selectez cuvintele cheie, dau download și am făcut și exportul respectiv. Care arată undeva ceva de genul ăsta. Dacă pot să folosesc și am ceva cunoștințe de programare și nu vreau să stau la fiecare pagină să selectez și să dau download și am acces la, la API de la Search Analytics, atunci pot lua chiar pe fiecare pagină, fiecare cuvânt și am un singur tabel cu toate datele din Search Analytics. Dacă nu, ar trebui să iau pe fiecare pagină. Selectez prima pagină, page 1 și îmi dă toate cuvintele, page 2 și îmi dă toate cuvintele și așa mai departe. Ok, am tabelele respective, am și cealaltă parte, tabelul de la Google Analytics cu informațiile de tranzacții, de revenue, de bounce rate și așa mai departe. Am făcut un VLOOKUP, care este un termen din Excel sau Google Sheets, unde pur și simplu combin în funcție de landing page, combin informațiile din cele două tabele și aici practic avem site-ul, landing page-ul, cuvântul cheie, numărul de clicuri. În Analytics, de exemplu, pe fiecare landing page am un număr total de vizite. Și știu că pe primul cuvânt cheie mi-a venit 266 de clicuri. Atunci pot să calculez. Ok, cuvântul ăsta cheie reprezintă 30% din numărul total de view-uri din Google Analytics. Următorul cuvânt cheie și așa mai departe. Și la fel pot să văd numărul de transactions. Desigur, nu putem vedea pentru cuvântul keyword 1, nu pot să știu exact că keyword 1 mi-a adus toate tranzacțiile. Doar VLOOKUP sau putem folosi și index match? Poți să folosești și index match dacă te încălzește, dar e mai simplu. Am înțeles. Ne apropiem de întrebări, da? Două slide. Așa. Deci, cum ziceam, nu putem neapărat, putem cel mult să estimăm că dacă avem 30% din sesiuni care vin pe cuvântul cheie respectiv, că avem 30% din tranzacții sau 30% din revenue. Din păcate, asta e tot ce putem să facem, nu e perfect, dar măcar e o estimare și estimare, zic eu, destul de bună. Bun, ca takeaways, din nou, traficul, volumul de trafic și numărul de conversii ar trebui să fie principalele metrici după care cel puțin business-ul ar trebui să se uite când vine vorba de succesul unei campanii SEO. Cuvintele cheie și ranking-urile sunt încă importante, dar mai mult pentru partea de analiză. Iar Google Analytics ne oferă anumite informații pentru un anumit punct, informații destul de importante dacă vorbim de trafic și conversii, însă trebuie să folosim până la urmă Search Console, al doilea tool al Google-ului, care ne ajută din nou cu măcar o parte din datele care nu le avem în Google Analytics. Cam asta a fost tot, scuze că am mers over time. Excelent, excelent, a fost super. Hai să vedem o întrebare, o singură întrebare avem. O singură întrebare. Avem... Cum? Dacă o să o strică, na. Eram curios, eu lucrez cu mobile app și chestii de genul ăsta. În Search Console pot să văd chestii de genul keywords pentru mobile app sau are vreo legătură? Să câștigăm un pic din stai puțin. Hai să mai pun niște întrebări și după aia vedem la care răspunde. E o competiție. Bun, întrebarea mea e, să zicem, mai simplă. Mi-a recomandat din punct de vedere... Na, să nu stau să fac tot tabelul ăsta de not provided, să folosesc paid search pentru o anumită secțiune din site. Mai aveți întrebări? Poți să răspunde, ok? Da. Ok. Deci legat de aplicații, poți să-ți adaugi aplicația... Poți să-ți adaugi aplicația ca un site în Search Console. Și atunci ai toate informațiile care sunt legate de click-uri, de impresii și așa mai departe. Asta în cazul în care îți faci aplicația disponibilă astfel cât să apară în search. Google a pus la dispoziție anumite API-uri prin care tu ai o aplicație de mobil, de Android sau de iOS și atunci când cineva face o căutare, de exemplu... În web sau în... În web, în web, în Google, pe mobil, în general, și el are Android, îi va afișa ca suggested ads sau chiar rezultate din aplicația respectivă, dacă totul e, cel puțin din punct de vedere tehnic, pus la punct,
Și vei primi click-uri și impresii și vei vedea toate statisticile. M-ar fi interesat, de exemplu, cu search, că asta mi se pare că încă e, totul e undercover, pe Google Play, de exemplu. Adică dacă îmi dă niște informații din Google, ar putea să-mi dea ce caută lumea în Google Play mai degrabă. Nu știu sincer dacă ai informații respective. Aici poți să spun despre search, dar așa și legat de paid search, de ce să nu le faci pe ambele? Bine. Mulțumim mult, Mihai Apendis. Vreau să ridicați mâna cei care au pus întrebări, dar vă rog frumos să fiți serioși și să ridicați doar voi mâna, dar doar cei care au pus întrebări. Ok, perfect. Ok, dragoste, mi-am ținut de sticlă de vin. Ok, avem aici o sticlă de vin, acolo o sticlă de vin și în spate o sticlă de vin. Ok. Mulțumim mult de tot pentru participare. Stai să vă spun că pe lângă Conversion MRE Divinescu.ro Web Digital 2 Paradigm Targeting și Digital Workforce, vă mulțumim vouă pentru că ați venit la lumea SEO PPC și vă așteptăm și la celelalte ediții. Nu uitați că cei care intră pe folosesc sau au folosit LSP 134, primii doi sau doi dintre ei vor primi o invitație gratuită la ediția din ianuarie și trei participanți vor primi câte o sticlă de vin, unde te-am dat sticlă de vin, așa, și vedeți că aveți pe scaune, puteți să le luați cu voi, sunt niște mici pliante. Evenimentul este eveniment susținut de către Asociația de Specialiști în Search Engine Marketing, SEMRO, și cei care sunt interesați de afilierea la asociație pot discuta cu, pot trimite un e-mail către contact@lsp.ro sau către colega mea Alina, alina@digital.ro. Mulțumim partenerilor media, Creative News, Agile Media, Găzduire.ro, Impact Hub, IQS, ProfitShare, SEO Monitor, SoftLeads, Traffic.ro, Trusted.ro și Web Armada. Vă mulțumim și vouă și vă așteptăm în 2016 la toate edițiile Lumea SEO PPC. Am aici 3 pixuri pentru cei care au răspuns, au pus totuși întrebări. Avem un pix special de la sponsorul nostru Web Digital. O să îi dau și de dragul meu un pix, da? Cei care n-au primit sticle de vin. Cine mai era? Ape. Dacă dai la speaker, bine. Ok, fie. O seară bună, vă mulțumim mult de tot!